Sâmbătă, în 2009, peste 2000 de persoane au încercat să-și ia viața. Trist este că mulți dintre cei care recurg la astfel de gesturi sunt tineri cu vârste cuprinse între 24 și 34 de ani. Medicii au remarcat că în ultima perioadă și bătrânii peste 60 de ani ajung în pragul disperării și încearcă să-și încheie socotelile cu viața. Medicii de la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan au rămas uimiți când au văzut statistica persoanelor care au încercat să se sinucidă. Îngrijorător este că cei care recurg la astfel de gesturi sunt în proporție de 70% tineri cu vârste între 24 și 34 de ani. Pe primele locuri se clasează intoxicațiile acute exogene, fie că vorbim de medicamente sau de alte tipuri de toxice găsite în gospodărie, iar ceea ce ne îngrijorează este tendința la egalizarea sexelor și a scăderii vârstei acestor pacienți ce comit gesturi suicidare. După un astfel de gest, 50% dintre pacienți sunt direcționați către Spitalul de Psihiatrie Socola, însă majoritatea refuză ajutorul. Când simțim că pur și simplu nu mai putem, e bine să căutăm ajutor la un psiholog, la un psihoterapeut. Trebuie să facem altceva decât gesturi extreme. După ce au recurs la acest gest, este foarte bine să intre într-un program de psihoterapie, de consiliere. Cu toții avem dificultăți în viață. Uneori ele par atât de grave încât par să nu mai existe soluții. Însă spunem celor care ajung în astfel de momente că pot apela oricând la psihologi de la Centrul Cârtița. În 2009, doar 15% dintre persoanele care au primit această recomandare au și ascultat-o. Mulți dintre cei care au ignorat sfatul medicilor au revenit la Spitalul de Urgențe Sfântul Ioan. Cam 20% dintre pacienții care se prezintă în serviciul nostru sunt cazuri care au mai încercat odată să facă acest lucru. Medicii spun că doar 1% dintre persoanele care au încercat de mai multe ori să își pună capăt zilelor nu au mai putut fi salvate. În rândul persoanelor cu tentativă de suicid se află însă și norocoși. Aproape 100 de persoane au ajuns la spital în comă toxică, dar au scăpat cu viață. Toți acești pacienți ajung la Spitalul Clinic de Urgență din Copou, unde beneficiază simultan de terapie medico-chirurgicală acută, uneori chiar în terapie intensivă datorită gravității formelor de intoxicație sau leziunilor autoprovocate și simultan de suportul psihologic. Numărul persoanelor cu tentativă de sinucidere a crescut în 2009 față de 2008 cu 20%. Statistica pe sexe indică că 55% dintre pacienți sunt de sex feminin, iar 45% bărbați. Motivele principale sunt sărăcia, pierderea locurilor de muncă sau conflictele familiale.